together. We have not done this in Liberty City yet. Salutare, am revenit. Play darts. All right, man. Let's play darts. I pick you up in next hour. We have a date. I am waiting for you. Roman. Așa. Spor la cafeluță. Barbezan, you did okay. Colonel looks good. Colonel, I'm taking out tonight. He's going to be impressed. She won't be impressed with the way you look, so clean car is good thing. Leather on. Da, GTA 4. Mă uit tot pe lângă hartă. N-am văzut, am trecut de checkpoint. Haide, boy, să mergem la darts. My one and only cousin, except for the other ones. Let's go. Nico. La bar, la carwash, nu, la darts, am zis. Hai, la darts. How great it is to have you here with me. Before you arrived in Liberty City, salut. Things were terrible. I still remember the emails you sent me, cousin. You should have told me how bad things were in this country before I got here. Okay, things aren't easy for us here, but together, we are doing all right. America is an opportunity for a new beginning. You were in need of one. There's no such thing as a new beginning, Roman. With every day we live, we pick up new baggage. Baggage that we must carry with us for the rest of our lives. There's no dropping it and pretending we are fresh and clean just because we get off a boat in a new place. Stop being so dramatic, Nico. Time is a healer. We live and we forget the past. Nothing helps a man forget, like ripe round American titties. You have to move on from the things that happened to you and think about all the opportunities in this country. Chances to make lots of money, chances to get college girls into bed. Chance de postanesh, Sorania. I heard that. I haven't forgotten our language completely. My bad. Okay, Nico. Watch out for all the bullseyes I'll be getting. How you say? Strangers? Yeah? Nine? Space to steady your shot. Boom. Jocul bully, nu e jocul bully. Este jocul GTA 4. Sută cincizeci, sunt bun. Păi și ce înainte, ce am jucat nu-ți plăcea? Watch Dogs Legion nu era de bărbați?
20 și mai trebuie 6. Unde e 6? Dublă de 3. Stai. Yes! Am câștigat. Like a boss. Do you see something in my eye? Thank you in advance for driving me home. Let's go now. Let's go. Salut, salut! Uite ce de lume. Văd că nu doarme lumea la ora asta. Da, bine, contează și faptul că mâine e liber. Dacă era o zi normală de luni, cred că era mai puțin lume pe live. Dacă dați follow, va apare numele pe ecran și o să știți când mai fac live-uri cu GTA 4 și apoi și cu alte jocuri. Mersi, mersi. Modelin. Cine a mai dat? Andras. Cristian. Nu pot să mă uit prea bine la comentarii, că o iau prea rătură. Mersi, mersi de follow, bine ați venit! Bă, deci chiar îmi place grafica la joc, cel puțin cum se vede la mine pe laptop, cu detaliile la maxim, chiar arată frumos. Mai ales pentru anul 2018, când a fost făcut jocul. 2000 cât? Deci sunt GTA 4, vreau să văd în ce an a apărut. Repede, repede. 2008, așa. Știam ceva cu 8. Deci 2008 are 15 ani. Joc de 15 ani arată foarte bine. Da, 2008. Salut, salut, cine mai trebuie, bine ați venit. Haideți să facem 250.000. 5.000 de tap-tapuri, vă mulțumesc. Hai să facem și o misiune serioasă. La Vlad. GTA 4 online? Nu cred că merge. Ei, s-a dat follow. Salut. Hey, how you doing? How you doing? Hey, Mickey. What do you have? Glass of water. Glass of water. Deci nu cred că clipul acela cu jocul românesc încă mai apare pe For You după vreo două săptămâni. Mersi de cadou, cine a dat? Ei, s-a trimis 4 monede. Mersi. Dați follow la Ace. Ia să mai schimbăm mașinuța. Trebuie să primești noi farurile frumos. Așa, altă viață. Mersi, mersi. Ei, 199 de monede, oh. Asta merită un follow. Ace coming soon, follow. Ce fain e, da, să știi că îmi place și mie. Astăzi am început să joc GTA 4 și nici nu l-am mai jucat. Atunci când a apărut el la vremea lui.
și chiar îmi place. All right, Ivan, let's do this. Deci eu acolo în timpul ăla vă întrebam pe voi dacă știți vreun joc românesc, pentru că eu nu știu niciunul și nici nu cred că există vreun joc așa foarte complex de calculator făcut 100% de români pentru România. Ce au mai zis oamenii prin comentarii erau jocuri pe telefon românești, alea într-adevăr sunt destule, dar joc de PC nu cred că există. Pentru că românii nu prea cumpără jocuri, probabil nimeni n-a investit, că trebuie băgați foarte mulți bani să faci un joc de genul și nu ți-ai scoate. Eleanor a fost Eleanor, acum vreo lună l-am jucat de Crăciun, da, atunci jucam Eleanor. Oh, m-au blocat două camioane. De intrare în șantier. Mersi de follow și de cadouri. Nu așa pe scară, bă, retardatul. Cum? Pe ce tastă se cațără? Nu cred, pe ce tastă? Scrieți repede când fuge ăsta. Pe space, nu? Cine știe? Nu merge pe telefon, din păcate. Mersi, unlock power. Unlock power, adică... A, nu credeam că cine a trimis cadou înainte, dar văd că a ieșit. Mai este unlock power pe locul întâi. Pe R. Pe R nu merge, pe F, așa. Cel puțin la mine pe F a funcționat. Să se urce pe R nu a mers, dar pe F da. Și pe Shift să urce mai repede, bun. Spor la cafeluță. Bă, nu știu dacă să-l omor sau... Doar să-l speriu. Parcurs. Stați așa că nu-mi dau seama pe unde s-a dus. Acolo pe scară, băga mea așa. Fugi. Unde îl găsesc jocul ăsta? Pe Eneba, l-am luat eu cu 50 de lei. Space. Am uitat să dau space, dar e bine. La capeluță. There ain't nowhere left for you to run. Please. Vlad told you to kill me, right? I wasn't stealing nothing from your cousin's place. No one's going to know that I'm alive, not even my mother. Vă las pe voi să decideți soarta. Scrieți E ca să-l salvăm și Q ca să-l omorâm. Da, n-am știut că e 6 euro pe Steam. De pe Eneba mi-am luat cam majoritatea jocurilor. Și cu tot cu extensie. Am și eu extensiile în banii ăștia. Avem un Q, 2 de Q, un E, 3 de Q, 4 de Q, 5. Cred că mai mulți de Q au fost. Deci, hai să-l salvăm.
I don't break promises. Q. Ah, Q era să-l omorâm. Da, deci am făcut cum ați votat voi, Q. Da, de fapt ați ales să-l aruncăm. Mersi, ale 233 de cadouri și în loc power, vă salut. Ivan is dead. He came to a sticky end. Hey, you and your cousin's girlfriend should get together. She likes sticky finish as well. Fuck you! Say that to my face and I will break you! Mersi, mersi. Seamănă cu GTA 3. Da, păi e același oraș. Acum chiar trebuie să cobor. Așa. Manual, nu putea să mă dea direct jos. Ai, ai. Nu, am vrut pe scară. Ai, de cap. Mai știu parola aia, oare 5-5-5? Nu mai știu, hai să o vedem. 4-8-2-5-5-5-0-100. Rog, 2-5-5-0-100. Bun. Dar și la mine, din toate GTA-urile, la fel, ăsta a fost singurul pe care nu l-am mai jucat niciodată și nu l-am terminat. În rest, 3-ul l-am terminat de 2 ori, Vice City de 2 ori, San Andreas odată, 5-ul tot odată. Și acum o să fie și 4 terminat. În vreo 2 săptămâni, dar o să-l termin. Sunt sigur. Greu nu poate să fie, mai ales dacă mai bag și parole din când în când. Trebuie doar răbdare. 6 când apare. Asta nu știe nimeni. Eu cred că nici aia de la GTA, de la Rockstar, care lucrează la joc, nici ei nu știu data fixă. Probabil au ei setat o dată, dar posibil să nu termine conform planului, să dureze mai mult. Car service user, you have arrived. GTA 4, dar nu România. GTA 4 simplu. Boss. What's bullshit? Mallory. Oh. What about her? I like her. I really like her. But you keep messing around with other women. Yeah. No. I think she's messing around with Vlad. I saw his car parked outside her place the other day. Yeah. Tap, tap, tap până la 10.000 și follow ca să se mai audă clopoțelul. Va apare și numele vostru pe ecran. What was I going to say? You knew my woman was banging this what dog and you didn't do anything? I didn't... didn't say anything? I didn't know. Get her asshole, Nico Bilic! A disloyal yoga! Merci, merci. That's what I did for you, you... Antonia, Alidor... Antonia sau Antonio, nu am văzut bine. Eduard. No. Sit down. No. I'm not going to stand here and have you call me disloyal. You might let some Russian asswipe bang your woman, but I won't. But you fucking did. That was before I knew you cared. You always were a hypocrite. Nico. Și acum mă duc și-l omor pe Vlad. Să vedem. You're going for a little drive. You're going to leave Vlad alone, right? Don't do anything stupid, cousin. Nothing is stupid as letting that fat swine give it to Mallory. Hey, it happens. We have an open relationship. I do my thing, she does hers. Maybe next time I might watch them at it. Oh, don't watch. Fat, hairy, sweaty back going up and down. I can't take it. How could she do this? I knew you cared. I have to do this. Fuck off! Fuck. You have arrived.
Se întoarce în ambulat. Joc GTA 4. Astăzi am început. Îl facem împreună pe live. Îl terminăm. În următoarele 2-3 săptămâni o să tot ne jucăm. Hai că scurgeți acum ce se întâmplă. Bloody boy! I'd like a word with you. What are you doing here? Did I summon you? Boy, I told you to stay away from Mallory. Go away. And now Roman is upset. Oh, Roman is upset. Si, Daniel, de cadou. Do you think I give a fuck, peasant? Să dați follow la donatori. I'm sorry you're so upset. Oh, fucking whore. Hey, Vlad, can't we just talk about this? You stay away from Mallory. I must be hearing things. I could have sworn for a minute this ratty little yokel told me what to do. Did you hear that, boy? Yeah. Now, get them out of here. Bătaie, cum? Get back outside. Opa. Nu mai e bătaie, e doar împușcat. Mă așteptam să mă dea direct cu pumnii să mă bag cu el, dar dacă mi-a dat pistolul, mai bine. De ce ne-am tras în cauciuc? Nu știu. Hai, hai, intră. Fugi. All right, he's running away. We win. Let's go home. I'm not walking. E pe telefon, știe cineva? Nu. Nu mi-am amintit să-l fi văzut pe telefon. Am văzut Vice City, San Andreas. Cred că și 3. Dar 4 nu cred că l-am văzut pe telefon. Și 5 sigur nu. Cred că astea sunt mult prea complexe ca să fie pe telefon, dar alea mai vechi au mers să le bage pe telefon. You think Vlad won't come after us when I am chasing him like this? I have to end it here and now. Shit, I don't like this. Fuck, fuck! Shit, shit, shit. Tap, tap, 10.000 de tap, tapul. Super. Ce? Credeam că am pierdut. I guess I'll find out. You think this is worth it? You are throwing you and your fatty cousin's lives away for that bit of Puerto Rican chocha. I'm throwing your life away, prick. We'll do all right. My friends will track you down. You won't last a moment. Merci de follow, merci, merci. Longer than you will, shithead. Fuck you. I wish I could be there to watch Mikhail cut your peasant balls off. You've killed yourself and your cousin, Yoko. You're a dead man. Mikhail falsely thought of me as a brother. He will get revenge. You're nothing in this city. You will be crushed. Hope Beach is a small place. My friends will find you. She. Oh. You were the stupid one, Vladdy boy. Yeah, that Toby. Fucks with my family. Jocul GTA 4 nu merge pe telefon și nu e românesc. Cam astea au fost cele mai multe întrebări din seara asta. Well, I guess this is over. What have you done? What does it look like? We're dead. No, he's dead. We're fine. Yes, powerful friends. Serious people. I told you to be calm. You halted the jump. I am calm. Tried to kill us. He screwed your girlfriend. What do you expect? I give him a massage? Shit! Shit! Shit. I see, Cristian Lazar. Laptop Lenovo Legion. When I was in the army, we were going on the mission. To ambush a squad would kill a lot of innocent people. Bătăsescu Lucian, te salut. They were our enemies, but we never did it. There were 15 of us, all boys from the village. But one of us betrayed the group. Merci, merci de follow. For money. Hai că nu mai las să nu vă țin, să vedeți jocul, acțiunea. Asta e fain la GTA, că ai acțiune în continuu. Se întâmplă ceva tot timpul.
Pe când în LA Noir era destul de boring. Deși era jocul interesant, povestea era interesantă, dar de la un punct încolo te cam plictiseai. Așa, și acum, de ce n-am nicio misiune? Trebuie să sun eu pe cineva? O sunăm pe gagică. Hai să vedem ce face. Merge pe magazin Play. Hey Michelle, how are you? It's Nico. Oh, going to sleep. I get up pretty early. Aulei. Am sunat o noapte, am uitat. I lost track of time. Nu m-am uitat la ceas, că e 4 noapte, 4 dimineața. Aoleu, săraca. Gata, nu mai iese cu mine. Deci pe cine să sun la ora asta? Pe Roma. Roman, I'm here. What are you doing? Why do you whisper? I am on Castle Street. They're past Rico. Come, Nico, quick! Nu știu să zic, scrie pe Google Play GTA 4 și vezi dacă îți găsește. Știu sigur că e San Andreas, că l-a băgat și-o pe telefon. E GTA 3. Cred că și Vice City. Cam astea sunt pe telefon. Ce e acolo? Punctul ăla de pe... Asta e vreun dealer? Îmi dă ceva? Sau ce e aici? Vedeți că pe hartă mi-arată un omuleț mic albastru. Adică stați că voi nu vedeți harta, scuze. A, ăsta e omulețul. How you doing? Good. Thank you very much. Good. Yes, comrade, I am doing good. There is no I, there is only we. It is a glorious... Saving content. A, păi nu știu. Credeam că îmi dă o misiune secundară, dar văd că doar vorbea. Mai diriginta la ora 4 dimineața. S-a. Ce? What the fuck? În ce am intrat de a explodat mașina? Ați văzut? Deci urcă n-am mai pățit așa ceva. Mergeam și eu cu spatele frumos și a explodat. Asta e GTA 4 normal. Puteam, nu m-am gândit să caut un bazooka sau România sau ceva. L-am cumpărat direct pe ăsta. Cam tot ce am jucat pe live le-am cumpărat legit. Intrat în butelii. Deci asta era. A, l-a rămas în mașină. Da. Arcul de triumf. După cum puteți observa. Mai dați un follow, parcă n-am mai auzit clopoțelul. Acum mai sună gagica. Bine, fie. But I'm not up too much. I'd like to see you. I'll be over in an hour. I can't wait, Nico. See you in a bit. Uite, Michel, bai 5. Până la 5, trebuie să mă grăbesc. Repede, repede, fugim la întâlnire.
ce se aude, de ce se aude. Din joc sau de la mine? $1. Sau se auzea clopoțelul de follow. Poate de la zici. Orice greu frânează. Foarte greu. GTA 5 am jucat, am făcut misiune principale, dar online nu prea mi-a plăcut. Cu femeia și cu... Da, nu-i nimic, Alexandru. See you. Come on, let's go. Take me chill somewhere. Cabaret, clacking bell, biliard, hamburger, car wash, nu, darts, hai la. Un fel de KFC. Sau un fel de Taco Bell, mai degrabă, că e tot cu Bell, Clarkin Bell, Taco Bell. Cred că de acolo s-a inspirat. Wow, ce drift am făcut! Ca în Tokyo Drift. Aici să mâncăm un puiuț. Da, cine vrea un mec puișor să trimită un trandafir acum. Vă iau puișor la toată lumea. Take Michelle back home. A, aici nu arată cum mănânci. Noi ca în cinci. Slowly, lăsați. Your country is strange. Your city makes people crazy. Unde e mașina? Cine okay. mi-a furat mașina? I don't know about that. Mallory said he was in debt to some criminals. Do you know about that? No. That would really scare me. Poliția, că nu am chef de poliție. Me too. Trascund arma repede. I don't think Roman would make much of a criminal. Plecat, poliția a plecat. Interesting weather, isn't it? Give me the car. Nu, nu e joc făcut în România. Ce ați mai întrebat? În ce oraș stau? În București? Voi de unde sunteți? Scrieți și voi în comentarii fiecare de unde este. Dați un follow ca să ne mai jucăm GTA și mâine, să știți că intru pe live. Plus că se aude și numele vostru, se aude în clopoțel și se vede numele vostru pe ecran când dați follow. Avem pe cineva din Vâlcea. New York. Ce ziceți? Mergem la ea acasă? Hai că nu, că... E de vreme, abia a doua întâlnire. Brăila, comuna Ulmu. Prahova, mai avem. Alex Ciorbă, mersi de follow. Germania, mai avem. Nu se vede mapa, păi, pentru că am dat un pic de zoom ca să vedeți mai mare jocul. Dacă lăsam tot ecranul, să se vadă tot ecranul acolo, se vedea mult mai mic. Și așa cu un pic de zoom vedeți în centru, dar vedeți mai bine. Și cam în centru e acțiunea principală. Mașina e în centru, omul e în centru tot timpul, deci vedeți mai bine, așa zic eu. Roman? Psst, Nico! Roman, what are you doing in the dumpster, man? Are they there?
What are you talking about? Get out of there, man. I'm freaking out, man. I'm being followed. I saw them. Don't be ridiculous. You're being paranoid. Fuck you. Fuck you. Everything was fine, and then you show up, and now we're dead. Because Felsten is a psychopath. He's going to kill us, because we killed Vlad. Vlad was his man. That's how it works. You kill their guy, they kill you! Roman, get out of there, man. Listen to me. Vlad was a piece of trash. They don't care about him. All they care about is making money. So, we say we work for them. Get out of there, you smell like cabbage. I don't want to, man. I'm shitting myself. Oh. Opa, ai conspirat și eu, jur. Come on, Fatty. The boss wants a little chat. Joc cu GTA 4, mă mir că sunt oameni care nu știu ce joc e. Wake up! We had to gag him to stop the screaming. You shouldn't have brought them here, Andrei. Andrei. Andrei, Vlad, ăștia zici că-s români. And the boss is not happy. Oh no, I shit my pants. Not yet, but you will. Who are you working for? My cousin, Roman. Don't be an idiot. That's not good enough. I'm gonna saw off your fucking arm. Speak! Salut, salut, okay, bine ați venit. You're dead like sit up the ass. What do you want me to say, huh? Very funny. Do you think you're so smart? No! I tied up in the basement a long way from home. But some ape threatens me with a hacksaw. So no, I'm not that smart. Shut the fuck up! My fucking wife is watching television! Vine marele boss. Good lord. What are you doing? Nothing. I mean, I was finding out who he is. And? Who is he? He is his cousin. You were about to cut up some guy in my house, making all that noise to find out he's his cousin. Where did you find this idiot? He was a friend of your sergeant when we were in Vladivostok. He's an imbecile. Se aude de două ori? Se aude și la voi la fel sau doar la el? Opa. I agree. Asshole, look at me like I'm a piece of shit. Bože moj. Now listen, Nico Belli. You are very lucky Vlad was an idiot. Merci, the ACV. The only reason I keep him around is because I fucked his sister. Look at me. You owe me. I got some digheads in my neighborhood, trying to run a shipment, yeah? And we found a buyer for the TVs. Yes, a buyer. But you've got to get them for us so we can make the sale. Can you untie Roman? Merci, Tudor. Shut up! Shut up! That's follow. Shut up, Roman! Shut up! Roman, shut up! Shut up! Fuck! Opa! Stop shooting people, you maniac! My wife doesn't like when people shout! Whatever! You better get those screens soon! Or I will personally pull your cousin's stitches out, one by one, and watch his guts spill onto the floor! Clean this shit up! Assassin's Creed e făcut 80% în România. Tare. Da, sunt firme de jocuri care au sedi din România. Câte amintiri, da. Așa, să prindem farurile, frumos. Uite, poliția, la fix a venit. The police car. What now? The van is driving around South Broker. Pull it over, take it to our lockup on Tuk's Drive. Be more specific. How many vans you think there are in South Broker? That is a problem for you and your cousin, not me. Keep pulling vans over until you find the TV. Goodbye.
find the proverbial of their destination. Aici. Estefalo, mersi, mersi. Prima dată când joc jocul, da. GTA 4 era singurul pe care nu-l jucasem la vremea lui. Bine, de fapt și 5-ul. 5-ul l-am jucat tot acum recent. Dar din astea vechi, restul le-am făcut la vremea lor. 4 rămăsese. Fake un student to make pull over. I'm out, and don't try nothing. I ain't got nothing, you wasting your time. Show me you don't got any flat screens in the back. Hey, you got bad information, brother. Sau patru. Fuck, patru e mai mișto, clar. Wow, deci se vede trotuar super mișto la mine. Ca și în grafică, așa. Am pus totul la maxim. Grafică de 10 ori mai mișto decât 3. Bine, au și fost câțiva ani bun distanță între ele, dar totuși. Cred că 3 prin 2002 a apăruse. Ăsta în 2008, deci la 6 ani distanță. Pe acolo, hai mai repede, că-i pierd pe... Go, go, go! Stinga, stinga! Fac prima la dreapta. Că-i pe sus, oh, shit. Oh, ce-a zburat. Ce PC ai, laptop Lenovo Legion. Abia acum am început. Azi am început GTA 4 și încă nu m-am obișnuit cu controlele, adică cu felul cum se conduce mașina. Ce am jucat înainte, Watch Dogs Legion, se conducea total diferit. Ca să nu mai zic că acolo se conducea și pe stânga, că era în Londra. Am jucat FIFA 21, dar m-am plictisit repede, deci 23 nu. Opa, opa. Ia, nu mai pierd, că eu mor pe proștie. Hai că e bine că am găsit din a doua duba corectă, că mai era încă una. Măcar am găsit-o. Stefalo, bine ați venit! Să jucăm zilele astea GTA 4 până îl terminăm. Oh,
Opa. Să văd ce ați mai zis. Încerc să fiu atent și la poveste. Joc cu GTA 4. I've left the van where you say. How's Roman? He's okay. A little scarred, but okay. You did good. Mihail needs someone like you. Stop by and see him sometime. Stați o secundă să închid geamul, că e cam frig. Să joc jocul acela. Roman, are you all right? I was just shot in the stomach and then stitched up in the doctor's office that was dirtier than the basement we were nearly tortured in. I'm great. You sound calm, actually. That Dimitri guy gave me some painkillers. I'm kind of out of it. If you're near a shop, can you pick up some adult diapers for me? See you later, Nico. Săracul Roman. Cred că o să joc San Andreas. Nu știu să zic exact de ce, dar dintre toate San Andreas mi-a plăcut cel mai puțin. Vouă care GTA-ul v-au plăcut cel mai mult? Opa, l'accident. Ca și poveste. Nu e jocul acesta făcut de români. Clipul acela încă mai apare pe foiul în care vă întrebam pe voi dacă știți jocul românești, să-mi ziceți și mie. Dar nu. Ce au zis oameni pe comentarii erau jocuri pe telefon românești, din alea sunt mai multe. Sau erau moduri la GTA, GTA 4, GTA 3, GTA România, GTA București, sunt din astea mai multe. Dar ele sunt făcute pe un joc deja existent, nu sunt făcute de la zero. GTA 4 are cea mai plăcută și neagră poveste. Sunt și eu destul de curios să urmăresc povestea. Hey, Nico! Hey! Come in! Thank you!
that stuff. Why? Because it clouds your judgment. Not now, it's not the time. My judgment. That's a good one. I'm a fool. A drunken fool. Nico's here. We're going to go take care of that guy. I take it you won't be joining us? Make him suffer. People forget pain so quickly. You need to calm down with that stuff. Calm? Why? So I can be like you, Mr. Barbiturit? Always so fucked up on painkillers, you don't give a shit? You need to calm down. Where would we be now if I was calm like you? Let me guess. In a prison camp in Siberia, or selling hash to tourists in Red Square, or still... We're going to that sex shop on Hove Beach. Nu, nu apare insigna. Jocul de care am zis în TikTok. Păi depinde de ce TikTok. Am zis de mai multe jocuri TikTok-uri. Și unele încă mai apar pe live, pe For You, adică nu pe live. Apar pe For You chiar și după 2-3 săptămâni de când ne-am făcut. Taking a bite of this pie would be very profitable for our operation. I got no problem with sparing some lives. Și când mă jucase Elei Noir și după aia am trecut la Watch Dogs, încă mai veneau oameni din clipul cu Elei Noir pe live. Acum vin oameni în live acesta din clipul făcut cu joc românesc. Măcar nu mai vin din Elei Noir. Deja și-a făcut treaba clipul ăla cu Elei Noir, a făcut 1 milion de views. Cam atâta. Înseamnă că 1 milion de oameni de pe TikTok-ul din România sunt pasionați de jocuri. Că el apare așa în funcție de interese, dacă cineva a fost vreodată interesat de jocuri. Where's your boss? What do you mean? He's in the back? No, 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 he's... You better not be filming. No, they're just having a meeting, I swear. Get out of the way! Nu e mafia. You see? They don't make them like that no more. That's a vintage bush. If it wasn't for that, I'd say this weren't worth transferring a DVD. Hey, Joseph! You think you can expand your business interests, make these pornos and sell them, and we won't know about it, huh? We was just waiting till the books was closed at the end of the financial year. Then we was gonna cut you in. Your books are closed until you pay us our cut. Nico, take this and cover Joseph. Target Joseph. We ain't making that much cash. Is that a fact? Maybe we can't pop you, Joseph, but we can fuck up one of your boys. Listen, big guy, you got a great look going on, real strong. We can put you in one of our films. Shoot this scumbag in the leg. Oops. I was just trying to be friendly. Shit, he'll be out of action for a couple of weeks. You got some money for Mr. Faustin? Fine, here you go. We ain't gonna have the... You should have thought of that earlier. I'm special. I'm gonna be a star. Don't hurt me. A big, big star. This is a mess. Let's get out of here. Next to follow. And we're going to an alleyway off of Dillon Street in Sharpon. Încă n-am reținut parola. 4 8 2 5 5 5 0 100. 4 8 2 5 5 5 0 100. Alo, bună ziua, aș dori niște viață și niște armură, mulțumesc. E joc românesc, bă, de ce am înnebunit cu clipul ăla cu jocul românesc? Will you wrap it up and put a pretty bow on it? Screw you! We're seeing a friend of mine who's got a good line on weapons. It's underground. A back room place.
There are a few around the city. The mayor has a real hard on for gun control. Guns don't seem that controlled. I seen plenty and I just got here. And now you'll know where to get them for yourself. What's the problem? Un moment, să le găsesc. Mihail, я знаю, что ты это не имел в виду. Все в порядке. I didn't kill Joseph. We will make more money with him alive. Черт, Михаил! Михаил! Fuck! You're lucky! Roman don't try to make you kill someone every two seconds! Stați că îl găsesc imediat, imediat. A, 145.000 de views a făcut clipul ăla, wow! Nu mă așteptam să urce așa bine. E deja de 2 săptămâni. Băluță, când te-ai uitat, erau 141, deja acum s-a făcut 149, aproape 150. Deci, din clipul ăla intră acum oameni pe live și mulți întreabă de jocul românesc. Probabil nu m-am exprimat eu bine. Eu întâi am întrebat, știți vreun joc românesc? Și am zis, bine, hai să vedem ce zice lumea. Și apoi la sfârșit am zis, haideți pe live să ne jucăm. La modul general, n-am zis că mă joc eu un joc românesc pe live. Dar așa s-a înțeles. Da, n-am nevoie de arme. Teaca, ce teacă, la ce te referi? Purchase a micro SMG, păi uite aici. Care din ele? Press. Enter. Oh. I'll take this one. Charge Mr. Faustin. You fucking Ruskies are milking me dry. I ain't a cow. I ain't Russian. Drive us to Mr. Faustin's. So, you and Mr. Faustin. Have you always argued and made up like this? It wasn't always like this. Mikhail was a great man. He had a temper, but he was fair. Now he blows his top at the slightest thing. I never know who he will shoot, who he will stab. Andrei, who you met in Mikhail's basement. He was always loyal. He was a good worker. Now he's dead. I guess that is why we need your help. Remind Faustin of that. Maybe then he will not try to kill me. Wow, 130 de oameni la 1 noaptea. Se vede că mâine e zi liberă. Cornel, mersi. Mă urmărește de 2 ani aproape. Voi ceilalți de cât timp mă urmăriți? Mai țineți minte când m-ați văzut prima oară? Pe For You sau pe live? Thank you for your help, Nico. Come to see us at the club soon. Mikhail will be cool by then. Merci, Alexandru. Hey! Merci, merci de cadou, Daniel. Și de follow cine a dat. F sau L. De ce tot dispar astea? Handicapați. Te jur că îmi place grafica la jocul ăsta.
o diferență foarte mare față de GTA 5. Deși e cu câțiva ani înainte făcut, totuși arată foarte bine. Vă las San Fran, salut, noapte bună. Dați un follow ca să ne vedem și mâine pe live. Ai o misiune și gata. Final Destination. Ce nume are. Ok, nema problema. Hi, Dimitri. Nema problema. Hey, Dimitri, I took care of that thing for you. Very good. I'm proud of you. Good. Dimitri, thank you for taking care of that thing for me. No problem. Dimitri, hey, meet my girl, oh, Natasha. Oh, so my nice pleasure. To meet you. Little delicious, oh. Little kind. Mikhail. Hey, my brother Nico. Good. Sit down. Oh, have a drink. Baby. Move up, ladies, move up. Mikhail, we have something we need to talk about. Okay, you can have your alte Katrina. Come on. Față de alte jocuri din 2008, da. Arată super. Girls, can you give us a minute, huh? Please. Okay. Get out of here. Keep it warm. I won't be too long. So, what is it? We've got police trouble. The feds or someone are all over us. Sergei told me that a friend of his in the courts told him they've been authorized to tap our phones and they know about the pot we stole. Shit. Shit. Who is the rat? It's no one. It's just the way we've been behaving. Making too much noise. This was inevitable. We're going to have to calm things right down for a while. It's that fucking guy, yeah. I know it is. I saw it in his eyes. You know? That guy. That guy who bought the coke. But he didn't buy the That's pot. That's Lenny. He's my cousin's boyfriend, it's not him. Yes, he's a moron, yes, but he's okay. I don't trust him. What? I just told you. He knows too much. Oh. You, kill him. Are you sure? Sure. No, I'm not. Right now I'm wondering if it's him or you. It could be you. Think for a second. This has been going on for months. Think. Look where your thinking has got us. You were in charge of security. Good job. Well done, Dimitri. You pathetic idiot. You, prove you're loyal. Go and kill the guy. Don't question my loyalty. Then don't question my orders. He lives on Guantanamo Avenue in Bohan. Head up there and call me. Me personally, when you get there. Mikhail, please, don't do this. Shut up. Shut up. I'm begging you. Shut up, Mikhail. Don't do this. Why don't you listen? Want to play games? This hey, is not break. A game. You have to play I by the stop. Rules. Mai Stefanu, cine a mai dat, nu m-am uitat, dar vă mulțumesc. Bine ați venit. Misiunea asta și după aia o să ies, dar ne mai jucăm și mâine. Să fac și atunci două live-uri de câte o oră. Unul pe la prânz și unul seara. Hai că am mai învățat să conduc, acum merg cu viteză maximă. Și aproape că nu fac accident, dar mai fac din când în când. Nu e nimic. Hai, nu știu să zic exact la ce oră. Depinde cum mă trezesc, ce mai fac mâine. Cine vrea să știe exact, îmi puteți da mesaj pe Instagram și vă zic. Thank you.
ce monstrul era între ăștia. Nu, nu! Uai de capul meu, la limit am scos. Trebuie să plătesc taxa. Hai să plătim taxa, că după aia vine poliția. Factura, ce factură? Salut, salut! Bine, pa! Să fim oameni civilizați care își plătesc taxele la stat și nu fac nimic ilegal. Oa, știu insula asta, oa, îmi amintesc zona. Cum veneai după pod și era asta, zona asta, și aici e aeroportul, parcă, nu? Din GTA 3, îmi amintesc exact bucățica asta. E interesant așa că e aceeași oră, același oraș, seamănă, dar e totuși foarte diferit în același timp. La fel cum și ăla din GTA 5, deși e același cu orașul din San Andreas, tot e foarte diferit. Și seamănă, dar e și diferit. E greu de explicat pentru cine nu le-a jucat. La fel și aici, seamănă, dar totuși arată foarte diferit. Nobu. Deci chiar multă lume nu știe de GTA 4. Mă așteptam ca toată lumea să știe. De orice vârstă, mari, mici. Da, cred că mai mult ăștia mai mici care nu l-au prins. Care încă nu trăiau pe vremea aia. Cam ei nu știu de GTA 4. Pot să mă cațăr pe aici? Haide, bă. Trailer la GTA 6, dar nu cred că a apărut trailer oficial. O fi doar clipuri așa făcute de oameni. Unde trec? Trebuie să mă duc. Sus, dar cum ajung sus? Asta e întrebarea. Gardul e prea mare. Rockstar a postat pe YouTube, nu cred. Nu, bă, dar n-am vrut să cad, trebuia să rămân sus acolo. Oare pe aici? Ia să vedem noi. Hai, Nico. Ce faci? De ce nu te cață? Pula. Doar pe F dădeam să se cațăre, dar văd că nu vrea să se cațăre. Și amintește cineva ce trebuia să faci la misiunea asta.
ușile închise. S-a stricat. Pe nicio scară nu se urcă. Mi-ai trimis pe Instagram sau unde mi-ai trimis? Hai că mă enervează deja. Dați un follow că ne jucăm și mâine. Dacă trec de misiunea asta. Nu e nicăieri nicio ușă, nicio scară. Așa, să nu cazi, nu cădea. Să merg așa încet, încet, încet. Hai că poți, hai că poți. Oi. Hai sus, sus! Ridică-te, Nico! Wow, nu știam că poate să meargă așa. Deci nu vrea să se ridice, dau și pe space și pe săgeata de sus și nu vrea. Cum se numea misiunea asta, îmi scrie undeva? Brief. Go to antenna mode. Final destination. Căutăm soluția repede. Destination GTA 4. We've helped millions of creators improve their SEO to grow their YouTube channels. TubeBuddy is a platform that... Misiunea 17, așa multe am făcut deja, wow. Da, plătiți și o taxă de bine. No, I never change my mind. I've heard he's at the Guantanamo Avenue Station. For the last time! Așa, ajung aici și după aia... Stai, stai. Eu am scara aia că nici măcar l-am văzut, scara. Ia să mă uit mai bine. Dă-te jos. Deci la mine nu arată la fel. Unde era semnul ăsta, exact la semnul roșu, acolo avea altă clădire în video. Nu mai înțeleg. Ah, uite aici pe scări. Poate pe aici. Hai să vedem. Da, mă, ce bolovan sunt. Era atât de simplu. For somebody to get you killed. Do what my father. Time to put this motherfucker down. Austin's out of control. Stați înainte să termin, deci chiar în misiunea asta, uite, arăta diferit. Probabil asta era prima variantă de GTA 4. Și eu am varianta updatată.
A, tot acolo era omul ăla, dar el s-a urcat pe altă parte, pe casa aia. Era făcut-o mai ușor, așa. Da, nu-i nimic, o fac și eu. Jocul este GTA 4 și o să-l mai jucăm zilele următoare, așa că dați un follow. Stai, că nu se face cum nu cred. Poliția e după mine. Mă, nu mai e poliția, ce tare. Când și-a dat save, a dispărut și poliția. Calling Dimitri. Nico, do you know what you have done? I have followed Mr. Faustin's orders. Not much more. The boy you killed was the son of Kenny Petrovich. This is a very dangerous man. You will not take kindly to this. How was I to know? You weren't. This is Mikhail's craziness. I will speak to people and see what I can do. Deja Nico se bagă în probleme tot mai mari. Deci chiar îmi place jocul. Harta, grafica, tot. Abia aștept să ne mai jucăm și mâine. Dați acum un follow că o să ies. Și ne mai vedem mâine. Ieși afară din joc. Game quit. Alexe, salut. Acum închid live-ul și mă duc. Încă nu mi-e somn, dar mai butonez eu pe aici până mă ia somnul. Bun, păi ne vedem. V-am salutat. Noapte bună!